Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Invitații mei din această seară sunt domnii Adrian Balaban, Alex Gruia, Ionuț Olteanu și Mihai Dune. Discutăm despre sectorul suin. Toți patru sunt crescători de porci, da? Să vorbim și despre întâlnirea de astăzi care a avut loc la Ministerul Agriculturii. Vă spuneam că astăzi reprezentanții fermierilor au mers și au stat de vorbă cu domnii Adrian Oroz și Emil Dumitru, ministrul agriculturii, respectiv secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii. Au fost mai multe runde de discuții. La ce concluzie s-a ajuns, o să aflăm în minutele următoare de la cei care au participat efectiv la această întâlnire, pentru că e sfârșit de an, e bine să cunoaștem cu ce gânduri vom pătrunde în 2020 și ce avem de făcut. Sunt multe lucruri de clarificat, multe lucruri de pus la punct, atât din perspectiva sectorului vegetal, cât și din perspectiva sectorului zootehnic. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre legea asta a reproducției, o lege extrem de importantă pentru dumneavoastră, pentru că ar trebui să vină în sprijinul celor care vor să crească și, din punctul ăsta de vedere, să devină mai performanți, mult mai aplicați în ceea ce fac. Îl avem la telefon pe domnul Albu? Nu încă, am înțeles. Bun. Am crezut pentru o clipă că e la telefon domnul Albu, pentru că domnia sa a participat la întâlnirea de la Ministerul Agriculturii din partea Laparului, dar până atunci haideți să revenim un pic la sectorul ăsta suin, pentru că dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră ați avut de pătimit din prisma pestei porcine africane. E la telefon domnul Albu? Da, bun. Haideți să vorbim cu domnul Albu și după o să continuăm vis-a-vis de sectorul suin. Bună seara, domnul Albu! Bună seara! Bună seara, ție, și bună seara telespectatorilor! Domnul Albu, știu că ați mers astăzi la Ministerul Agriculturii, ați avut o întâlnire acolo cu cei din conducerea Ministerului Agriculturii. Vreau să-mi spuneți cu ce propunere ați venit dumneavoastră către Ministerul Agriculturii și dacă ați tras vreo concluzie la finalul dezbaterii. Da, Ovidiu, din inițiativa Ministerului Agriculturii, prin care a invitat aproape toate formele asociative din agricultură și tema era ca fiecare formă asociativă să vină cu trei probleme, dar să vină și cu trei soluții. La PARU am mers la această întâlnire cu trei propuneri și soluții, dar între timp ministrului plăcând, i-a plăcut foarte mult discuția, ne-a lăsat să mai abordăm și alte teme, pentru că agricultura, îți dai seama, are mii de probleme. Cele trei probleme la care la PARU a insistat și a venit cu soluții reprezintă ce? Criza de forță de muncă din agricultură, după cum știm, foarte multe milioane de români pleacă în afară, în străinătate, să muncească. De ce? Pentru un câștig mai mare, mai bun. Și în felul acesta riscă, își lasă familiile acasă, copiii în grijă altora, și atunci de ce să nu ne păstrăm noi acești lucrători la noi în România, găsind soluții de a le da o retribuție mai bună, în așa fel încât ei să nu mai trece pentru un câștig mai bun în altă parte. Și asta ce înseamnă? Pe modelul cum este în sectorul de construcții, că și acolo activitatea este tot așa sezonieră, în campanii, cum este și în agricultură. Acolo s-a găsit soluția și noi am cerut aceeași soluție, acea ordonanță 114 din 2018, prin care cei care lucrează în construcții sunt scutiți de impozitul pe salariu și de contribuțiile care trebuie să le plătească din salariu. Și noi am făcut o simulare. De exemplu, dacă să dai unui mecanizator 5.000 de lei, 50 de milioane de bani vechi, ar trebui să îi dai un salariu brut de aproape 9.000 de lei.
ceea ce este foarte greu, pentru că la noi subvențiile sunt mici, mai mici, prețurile sunt mai mici, inputurile sunt mai scumpe și atunci producătorul agricol n-are, fermierul n-are de unde să plătească această sumă. Motiv pentru care am solicitat ca și în agricultură să se aplice principiile acestei ordonanțe care se aplică în sectorul de construcții privind scutirea impozitului pe salariu și a taxelor. De ce? Presiunea sau valoarea acestor taxe și acestor contribuții este de peste 70 ceva la sută din salariul brut. Cred că este una dintre țările, România este una dintre țările care are cea mai mare fiscalitate pe retribuție. Și atunci suma asta, care să zicem ar pierde statul că nu mai colectează contribuții și impozite, s-ar regăsi unde? În profitul fermierului, care practic de acolo ar pleca o cotă de impozit care să recupereze o parte din suma. A rămas să o pună în discuție, în așa fel încât Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și nu numai, să ne întâlnim într-o comisie să vedem dacă putem aplica și în agricultură această ordonanță. Pentru că alții care au venit cu soluția să aducem forță de muncă din Congo sau din Vietnam, nu știu dacă este o soluție pentru România, atâta timp cât România are peste câteva milioane de oameni care au plecat în străinătate tocmai pentru un câștig mai bun. Dacă ei ar găsi câștigul ăsta în țara lor, fiți sigur că nu ar mai pleca din România, o țară atât de frumoasă și prietenoasă, nu numai cu românii, dar cu toți care vizitează România. O altă problemă legată de și discutată astăzi a rămas învățământul dual. Vedeți, dumneavoastră s-au încurcat fel și fel de forme de învățământ. Liceele agricole nu mai sunt licee agricole, facultățile nu știu unde sunt ca acești tineri în producție, nu vin. Și atunci am propus ca noi, fermele private care avem nevoie, fie de specialiști cu școală tehnică, fie specialiști cu studii înalte, să plătim noi această școlarizare, iar pe bază de contract ei să fie obligați contractual să muncească în ferma și în firma care i-a suportat cheltuielile pentru școlarizare un număr de ani. Țin minte că în tinerețea mea, dacă nu făceai această agiatură, statul te punea să plătești școlarizarea respectivă. Și în felul ăsta, și noi am căutat tineri care considerăm că în localitate au vocație de a fi mecanizator, de a fi combainier, de a fi inginer agronom, de a fi inginer zootehnist, să suportăm școlarizarea și să vină pe bază de contract și să lucreze plătiți onest într-o fermă privată. Bun, și la problema asta ce vi s-a răspuns, domnul Albu? Da, mai ales că o parte din liceele agricole, aici soluția e mai ușor de găsit, sunt în portofoliul Ministerului Agriculturii. Dar și aici urmează să avem o întâlnire și cu cei din Ministerul Învățământului și cu universități sau reprezentanții liceelor de specialitate a liceelor agricole și cred că se va putea găsi și aici soluții. Eu am înțeles, iertați-mă o secundă, eu am înțeles din comunicatul transmis de Ministerul Agriculturii către instituțiile de presă că domnul secretar de stat Emil Dumitru a afirmat că soluția cea mai bună pentru învățământul agricol este crearea unui cadru legislativ pentru susținerea învățământului dual. Asta este. Este un cadru legislativ în care cerem și noi privații să plătim, dar să beneficiem și de prestația de către acel specialist, fie el cu școală profesională sau fie el cu studii superioare. Asta este și concluzia. Iar a treia problemă am ridicat-o legat de cercetare. Vedeți, firmele private din multinaționale au sectorul lor de cercetare. În România, deocamdată, sectorul de cercetare privat nu există. Și atunci ar trebui să pună un accent și pe cercetarea în firmele private, chiar specializate pentru cercetare și care, la rândul lor, să fie în coordonarea
Academiei de Științe Agricole. Că vedeți, dumneavoastră, la noi cercetarea de ani de zile, eu am mai lucrat și secretar de stat, și această placă, această poveste, subfinanțare, lipsă de bani, și de-aia au ajuns unitățile de cercetare unde au ajuns, mai ales că multe dintre ele nu mai au principala bază materială, nu mai au terenurile agricole. Iar sunt foarte multe exploatații, ferme agricole, care își doresc să facă cercetare și ca atare trebuie să aibă această libertate, să poată să-și angajeze cercetători, să poată să aibă laboratoare, să poată să beneficieze, știu eu, de roadele rezultatelor cercetărilor pe care el le face și sub coordonarea Academiei de Științe Agricole, el poate să propună teme de cercetare și în felul acesta cred că o cercetare aplicativă într-o fermă de producție este mai benefică decât într-un lot experimental într-o unitate de cercetare. Sau aceste contracte de colaborare între unitățile de cercetare teritoriale și fermele respective. Eu sunt un exemplu în județul Constanța, pentru că împreună cu Institutul de Creștere a Ovinelor, împreună am muncit pe scheme de încrucișare și așa mai departe, încât prin cercetarea aplicativă, Institutul a reușit să omologeze două rase. Una care este deja omologată, rasa de carne de Palas, și o linie care este în curs de omologare, rasa prolifică de Palas. E o variantă și contracte de asociere, participațiune, colaborare cu unitățile de cercetare pe teme de cercetare aplicativă, dar este bine să se ia în calcul și cercetarea privată sub coordonarea Academiei de Științe Agricole. S-au mai discutat probleme legate de legea arendării, de legea vânzării terenurilor agricole, dar ce am pus noi mai mult accent pe legea comasării terenurilor și aici cei care acceptă schimbul acesta de teren, ei nu or să o facă degeaba. Așa cum statul a alocat o sumă pentru renta viageră, cine dă teren în arend sau cine dă terenul, primește o rentă, același lucru ar trebui să-l încurajeze și pe cel care acceptă schimbul de proprietăți în așa fel încât să putem comasa terenurile agricole și să avem și noi ferme de dimensiuni medii, mijlocii și mai mari, dar în care terenul să fie legal comasat. Am înțeles. Bun, uitați, domnul Olteanu e reprezentant al LAPAR-ului în seara asta aici la emisiune, face parte din... Salut și vă salut pe toți din platou. Bună seara, bună seara, domn președinte, și apreciez toate acțiunile și toate demersurile pe care le faceți. De asemenea, apreciez foarte mult ideile, care par ideile unui tânăr revoluționar, așa, nu a unui fermier cu experiență, cum sunteți dumneavoastră. Vă apreciem foarte mult și vă simțim aproape. Într-adevăr, dacă vom reuși să implementăm măcar una sau două din aceste propuneri, agricultura românească cu siguranță va fi mai competitivă. Ne-ați mai readus... Mulțumesc pentru apreciere. Vreau să scot în evidență faptul că eu azi la întâlnirea respectivă nu am fost singur. Ne-am propus ca în LAPAR să lucrăm în echipă și astăzi am fost 4 persoane acolo. Am fost eu, a fost domnul Baciu Alexandru de la Călăraș, a fost domnul Nicu Vasile de la Fundulea și a mai fost domnul Muscă de la Giurgiu. Și în felul acesta, fiind și mai mulți, fiind idei mai multe, dând soluții mai multe, am devenit și credibil. Și credeți-mă că am rămas impresionat de discuția de astăzi, considerând-o constructivă și am simțit în sufletul meu și inima mea că atât secretarul de stat Dumitru, cât și domnul ministru Oros se vor aplica asupra celor solicitate de noi, pentru că ele sunt necesare, așa cum ai spus, măcar 2-3 dintre ele să fie rezolvate. Și în felul acesta, dacă punem o dată într-un loc stabil, bine, știu acolo poziționată o fermă, ea după aia reușește să funcționeze singură, fără să mai aibă nevoie de
știu eu, atâtea intervenții din partea statului. Și am mai ridicat o problemă pe care am să spun și acum. Problema, cum să spun eu, complexă, privind declarațiile pe care le facem la agențiile de plăți, pentru că sunt într-adevăr și unii colegi care cu intenție vor să fraudeze fondurile europene, dar sunt foarte mulți colegi care din dorința sinceră de a face toate sau aplica acele scheme, fie învertire, fie zie, fie eco și așa mai departe, din anumite considerente greșesc, nu sunt bine consiliați și avem la ora actuală foarte mulți colegi producători agricoli care trebuie să înapoieze subvenții cu vârf și îndesat. Și cum în celelalte activități există o lege a prevenției, că se numește 172/2017, în care se primește prima dată un avertisment și numai după aceea să treacă la sancțiuni, pentru că sancțiunile trebuie și ele aplicate gradual. De fapta pe care ai făcut-o, una e să faci ceva cu intenție și alta efectiv dintr-o anumită bifă acolo care n-ai pusă emoționat, să vii să fii sancționat cu 10.000 de euro, cu 100.000 de euro și așa mai departe. Și mai ales că acele greșeli nu aduc, știu eu, consecințe sau fapta nu e atât de gravă după cum este sancțiunea. Că n-a pus o bifă sau știu eu acolo ce... Sau cum a fost un coleg, am citit și în presă, că a fost o diferență de 1, nu știu cât de hectare la 1000 și i-a tăiat subvenția la programul prin APDRP sau ce proiect. Sunt greșeli minore care au condus la închiderea unor ferme. Deci ceea ce este nepermis, este o crimă împotriva agricultorului respectiv. Părerea mea că dați o atenție deosebită formelor asociative, creați-vă și fiți lideri de opinie, veniți și contribuiți cu ceea ce considerați și dumneavoastră că ar trebui făcut. Pentru că nimeni nu este la cel mai învățat, el le știe pe toate. Și noi ne-am propus ca echipele astea să fie din ce în ce mai complexe și cu tineri, și cu cei mai în vârstă, și cu ferme mici, și cu ferme mai mari. Că, uite, mi-aduc aminte, acum câteva zile am fost la întâlnirea pe neonicotinoide. Și acolo mi-a plăcut, a fost un fermier de la Iași, un tânăr, nu știu numele, dar care este și cultivator, are fermă vegetală, dar este și apicultor. Și acolo se tot dă în cultura vegetală, că vezi, doamne, albinele a murit de la tratamentul ăsta de neonicotinoide. Și el a spus clar, nu, plantele pe care le avem noi nu mai sunt melifere, culturile respective, și ne referim la floarea soarelui, albina muncește mult, aleargă, nu găsește polen, se epuizează și cedează. Deci, care, practic, e un om care era împărțit între apicultor și fermierul din cultura vegetală. L-am cunoscut și eu pe... L-am cunoscut și eu pe acest tânăr, nici eu n-am reținut cum îl cheamă, a fost la o ședință a APPR-ului și mi-a plăcut în mod deosebit. Da, prin dezbaterea lui, prin prezența lui, prin înțelegerea fundamentală a problemelor agriculturii românești și de asemenea mi-a părut bine că este de ambele părți ale baricadei. Iar vis-a-vis de albine... Era obiectiv, adică eu m-am spus că nu vreau să fiu subiectiv, am și de aia, am și de aia. Realitatea asta este și mi-a plăcut de el. Eu l-am cunoscut cu două serii înainte la domnul Dumitru. Și acolo el a lansat această idee, motiv pentru care i-am și adresat rugămintea, adică d-o fi întâlnirea cu crescătorii de albine, vin și spui punctul ăsta de vedere că ești cel mai credibil. Uitați, în întâlnirea cu crescătorii de albine, eu personal am cel puțin 20 de albinari, de așa, care vin pe terenurile mele. Și asta se întâmplă de 7-8 ani de zile. I-aș invita și pe ei, pentru că este prea mult venin și prea multă lipsă de informație. Să spună ăștia 20 ceva de albinari, dacă care vin la mine pe teren, da, dacă lor le-a murit vreodată vreo albină. Vreo albină. Da, să aflăm și poziția lor. Nu doar poziția unor organisme care nu cunosc realitatea. Și să fim serioși, să ne uităm în Elveția, că din Elveția a plecat povestea asta cu moartea albinelor și nu are o bază solidă.
Da, părerea mea că între crescătorii de albine și fermele vegetale ar trebui să existe o colaborare și nu o, cum să spun, o dușmanie, că până la urmă dacă dispar aceste culturi de plante melifere, fie sigur că dispar și familiile de albine. Și eu sunt interesat, pentru că înainte de a fi producător, sunt consumator. Și în felul acesta îmi doresc să mănânc și eu o miere sănătoasă, deci, dar am văzut că Academia de Științe Agricole are un studiu pe două laboratoare din Bulgaria și din Germania, în care nici în plante, dar nici în mierea de albine nu există remanență de neonicotinoide. Și atunci acel tânăr de la ea și-a avut dreptate când a spus acolo unde sunt cazuri de mortalități de albine, trebuie căutată în altă parte cauza. Da, trebuie să ne facem bine înțeles și bine argumentați. Și aici trebuie adus și argumentul științific alături de noi, precum și albinarii care vin în fermele noastre și care vin de 10 ani, de 20 de ani, vin în același loc. Păi dacă, fraților, vă mor albinele, ce mai căutați la noi? Dar încă o dată, nu se fac auziți cu cei care cu adevărat sunt albinari. Nu aceia, ci diferite fundații care nu înțeleg fenomenul. Noi iubim albina. Na, Doamne ferește, ar însemna... Bun, domnul Albu, domnul Olteanu, profit de ocazie și vă invit și pe dumneavoastră, invit și pe crescătorii de albine aici în studio să avem așa o discuție liberă. Dar, Ovidiu, cu rugămintea fiecare să venim cu argumente. Nu cu vorbe, ci cu probe. Cele mai bune probe ar fi dacă am avea niște studii după care să ne... Și nu cu războiul ăsta, că parcă e un război continuu, așa, român cu român, albinar cu crescător vegetal, fermă de porci, apropo de subiectul emisiunii, cu gospodăria populației și așa mai departe. Să terminăm cu acest război român contra român. Să venim, cum am discutat, cu argumente. De o parte și de alta. Bun, vă aștept oricând aici în studio. Sunteți bineveniți. Bun, mulțumesc încă o dată pentru prezență. Eu vă zic o seară bună și... Seară bună și dumneavoastră. Numai bine. Numai bine, Doamne ajută. Domnilor, haideți să luăm câteva minute de publicitate. După o să continuăm să discutăm și despre sectorul suin, dar o să mai luăm și opinii de la cei care au mers astăzi la Ministerul Agriculturii, pentru că, așa cum spuneam încă de la începutul dezbaterii noastre, a fost o întâlnire foarte importantă pentru toată agricultura românească.